Pe autostradă nu o să mai fac o prezentare completă. Motorul și cutia sunt identice, nu s-a schimbat nimic. Dar vreau să mergem un pic să simțiți diferența de zgomot. Deci 100 de km pe oră, 1000, cât să zic e acolo, 1800 rotații pe minut și SUV. De, e uluitor, pentru că atunci când pornești mașina la rece, zgomotul te surprinde neplăcut, zgomotul motorului, și te aștepți ca experiența de rulare cu D-Max să fie foarte rea. Și nu e. Deci progresul în materie de antifonare este uluitor, însă rămâne această necunoscută. Eu dacă aș fi în locul celor de la Isuzu, la producător mă refer acum, aș lucra mult la partea asta. Se poate, adică nu e ceva imposibil, da? E un motor existent, îl îmbraci, nu știu, îi faci ceva. Eu știu cam care este problema. Isuzu are un bord mai mic decât la Navara. Mă refer la dimensiunea lui, deci între volan și motor, Isuzu are mai puține materiale, are un bord mai mic, în timp ce Ranger sau Navara, având, sau Mercedes-Benz X-Class sau Amarok, care are dita mai bordul ăla uriaș, sigur acolo poți să faci altfel lucruri și probabil și chiar dacă n-ai face, ai destul de mult material între motor și șofer și pasageri, în așa fel încât oricum se estompează mai mult zgomotul. Dar uitați-vă cum merge și o să vedem, o să și accelerez, da? Acum s-a dus direct către 3500 de rotații pe minut și vedeți diferența, uitați-vă la celelalte filme, mult mai silențios, deci deloc deranjant, dar eu învățat cu 2.5-ul meu biturbo, oricât îi iubesc eu pe cei de la Isuzu și oricât de mult îmi plac mașinile lor, motor ca ăla nu se mai face. Îmi pare rău, probabil că îmi voi lua și eu noul motor, tot unul nou vom avea, foarte probabil și cu AdBlue. Deci în 2020 sper să am noroc să-mi iau un D-Max nou, îmi doresc asta. Șmecheria rămânând cea de care vorbeam, motor ca cel pe care l-am eu în acest moment nu mai se va face niciodată. A fost cel mai bun motor de 2,5 litri pe pick-up-uri, este absolut fabulos. Și ăsta, deși nu e rău, 1.9, e un motor bun, decent, onorabil. A pierdut la multe capitole, inclusiv la capitolul consum. În realitate, 2.5-ul biturbo consumă mai puțin decât acest 1.9, mult mai puțin. Eu știu, eu rulez acum pe pneuri AT mai mari decât standardul. Am 31 în loc de 30 și pe pneuri AT merg cu 7.3 medie. În condiții în care pe 30 mergeam cu 6.3. Păi unde, când o să văd eu pe 1.9, 6.3 condus în stilul în care conduc eu D-Max-ul 2.5? Deci aici, oricât de mult îmi place mașina și motorul și marca și nu este rău deloc acest motor, nu mai e ca ăla, adică să vă intre bine în cap. Nu că îmi fac eu lobby acum să-mi vând vechiul D-Max, oricum îl voi vinde pocnind din degete, dar diferența o sesizez. La cel de 2.5 n-ai fi văzut niciodată când băgai un, nu știu, băgai piciorul în pedala de accelerație, n-ai fi văzut sărind așa de repede la și să rămână în zona de 3000 de rotații pe minut, pentru că rezerva de putere era absolut fantastică și nu avea, deci când ajungi cu D-Max-ul 2.5 biturbo la 3000 de rotații pe minut, înseamnă că chiar vrei să faci niște chestii cu mașina, nu. Deci acolo la 2500-2800 de rotații pe minut aveai deja tot ce-ți doreai. Și aici am constatat și la vechile, mă rog, la modelul 2018 de D-Max cu același motor 1.9, la filmări, dacă o să vă uitați la ele, mi-amintesc foarte clar că am spus, se vede clar faptul că acest motor este mai, cum să spun, ușor mai forțat, mai împins. Mașina merge bine,
poate că în anumite momente, mai ales la startabilitatea de pe loc, merge mult mai bine decât D-Max-ul meu, cu tot cu biturbo al lui, dar se vede că este forțat, nu are rezerve de putere așa cum are 2.5-ul biturbo și în comparație cu motoarele mari, nici nu mai discutăm de V6 și altceva, vorbim acum de motoarele mari, adică de 2.4 sau 2.5 care încă mai există în zona de pick-up-uri cu care concurează D-Max, e greu să ții pasul cu ele. Așa cum un american deștept spunea odată, nu există înlocuitor pentru capacitatea cilindrică. Asta este, e deja un principiu, deci n-ai cum să, în momentul în care ai un motor mai mare, ai cilindre, totul este mai relaxat și de fapt asta îi lipsește și D-Max-ul ăsta. Este, el merge, uitați-o cât de bine merge, deci uitați, dar ce vedem acum, s-a dus la 3000 și stă acolo, da? Deci este, se trage de el cutia. Un alt aspect pozitiv, zic eu, pentru D-Max, cutia de viteză este excelentă, schimbă mai rapid decât te aștepți, adică uitați-vă ce frumos merge și diferența majoră este la nivelul de zgomot. Deci acest model 2019, să-i spunem, cu micile îmbunătățiri de care povesteam, mult mai agreabil la... Deci este aproape ca un SUV. Fantastic este, eu sesizez diferența mai bine decât oricine. Gândiți-vă că din 2009 am avut și generația cealaltă de D-Max, am și varianta 2013 și acum sunt în cel 2019, trecând practic prin, n-a existat D-Max pe care să nu-l conduc. Și diferența este extraordinară. Uitați-vă, la 130 de km pe oră mergi în liniște. Motorul se aude un pic, bine, acum am 130 și ceva. Motorul se aude un pic. O să vă pun și pe consum instantaneu. Tot bate vântul, ăsta e ghinionul. De câte ori conduc cât un Isuzu, afară trebuie să fie un vânt din ăsta ieșit din comun. Dar să urmărim împreună și consumul și agrementul ăsta, că de fapt despre asta e vorba. Agrementul pe care l-ai în conducere. Rețineți că avem benă deschisă, deci aerodinamica e un pic compromisă. Avem și cadrul ăla metalic din spate, care încurcă un pic. La asta vă puteți aștepta de la un motor nou. Motorul, eu am luat mașina că avea 700 și ceva de kilometri. Isuzu se lasă destul de greu. Aș putea să spun că la mine D-Max-ul meu, nu că s-a lăsat la 15.000, nu, la 50.000 s-a lăsat motorul. Deci atunci am simțit că într-adevăr parcă s-a lăsat și la mine motorul. Deci au niște motoare într-adevăr deosebite. De notat pentru cei care o să comenteze: domne, dar 1.9, uite, a venit Mercedes cu V6, Amaro cu V6, o să fie niște chestii temporare. Majoritatea pick-up-urilor se vor întoarce în zona de 2 litri. Nu se vor întoarce, se vor duce obligat în zona de 2 litri. Inclusiv Fordul are deja, pregătește un motor de 2 litri pentru Ranger, pentru că altfel nu se poate să mai depășești problema noxelor, emisiile, da? Și vă spuneam de când a apărut acest 1.9 de la Isuzu că ei au gândit în avans, au știut, au zis: stai un pic, de ce să facem noi un 2.4 dacă oricum peste 3 ani sau 4 ani o să, și au zis, hai să facem un 1.9 ca lumea, da? Pentru mine e un downgrade, deci eu când cobor din D-Max-ul meu și mă urc în ăsta, pentru mine e o scădere de performanță, oricât de mult îmi place, pentru că 360 de Nm sunt 360 de Nm, 400 sunt 400, eu am 400, da? 163 de cai cu biturbo nu sunt tot una cu 164 de cai single turbo, vă garantez. Și 2.5 nu e tot una cu 1.9, deci diferența o simți imediat, mai ales cu mașina încărcată. Pui o tonă în benă, 1.9 ăsta se descurcă admirabil, însă când pun o tonă în benă la 2.5 biturbo, nici nu simte. A fost cel mai bun motor
existent de 2.5 în toată gama de pick-up-uri în ultimii, nu știu, din 2013 până acum cât sunt, 6 ani, da? N-a existat nimic comparabil cu el. Așa cum la 3 litri motorul de la Toyota a fost imbatabil, da? Dacă ar pune pe Hilux acum un 3 litri de 177, parcă avea el atunci, ce mașină ar fi Hilux-ul ăsta nou? Și nu este, au un 2.4 sau ce e ăla, amără cu 150 de cai, vai de capul lui. Uitați-vă ce frumos merge. Spatele țopăie în continuare mai mult decât la majoritatea competitorilor. Ăsta e un minus la Isuzu. Rezolvabil cu timpul, pentru că suspensia se lasă după 10.000-15.000 de km, nu mai țopăie atât tare. Și rezolvabil, bineînțeles, dacă vii cu accesorii, adică gen o închidere de benă, de orice fel. În momentul ăla mai pui 50-60 de kg pe spate, gata, s-a dus țopăiala. Dar acum, nouă și goală, scutură și pe șosea, scutură și pe off-road. Deci pe off-road, unde D-Max rămâne unul dintre competitorii redutabili, orice ar zice unii și alții, că Hilux și așa mai departe, și Ranger și Amarok, ziceți voi, eu vă spun că pe unde merge aia, D-Max-ul merge și el, fără probleme. Și la fel, minusul cu lipsa diferențialului blocant, care s-ar putea să nu mai fie un minus odată cu generația nouă, pentru că s-au tot trimis, se pare că la licitațiile de mașini profesionale, cum este acest D-Max, și orice pick-up, de altfel că au rămas ultimele mașini cu care poți să mai faci treabă, în rest s-a ales praful de SUV-urile serioase, toate sunt autoportante, acum nu mai ai acces la o mașină ca lumea. Ce se întâmplă? O să scad la 120 în timpul ăsta, ca să mai vedem consumul și la 120. Deci la licitațiile firmelor mari, da? Hai să zicem, nu știu, Enel, ziceți voi, Vodafone, Orange, pentru rele, pentru nu știu ce, se cere acest, adică e condiție eliminatorie, prezența diferențialului blocant. Și atunci, sigur că Isuzu din Europa, importatorii Isuzu, domne, ia vedeți că ne trebuie ăsta, că altfel nu intrăm la licitații. Și probabil că îl vom vedea pe modelul viitor, fie standard, fie opțional. Eu vă zic că m-am descurcat foarte bine cu D-Max-ul și fără diferențial blocant. Utilizatorii profesionali știu de ce, pentru că fiecare își echipează mașina cum dorește, după necesități. Și în momentul în care vrei un diferențial blocant, te duci frumos la o firmă profesională și plătești, îți spune, dai 300 de euro, 500, cât e, și spune un blocant poate mai bun decât cel de fabrică și mai fiabil și mai, habar n-am, nu știu, zic și eu, dar ce știu este că se poate. Spunea că bate vântul groaznic, se vede și din consum. Însă vedeți consumul mediu că rămâne rezonabil. Spun rezonabil de ce? Pentru că să nu uităm faptul că avem overfenderele astea pe mașină, care strică aerodinamica mașinii, lățesc, nu numai că lățesc mașina, dar suprafața frontală crește semnificativ, pentru că ai undeva la un 7-8 cm pe fiecare parte, gândiți-vă, și pe toată înălțimea cât este protecția aia, se adaugă în față și sigur că acest lucru se vede. Dar la fel, rezonabil, un consum mediu de 8.4. O să vă trec repede prin computerul de bord. Eu am făcut 275 de km cu mașina. Mai avem un range de 160 și 1057 pe bord. Cu tot cu overfenderele astea, după cum vedeți, mașina rămâne într-o zonă rezonabilă. Eu zic că fără overfendere, 8.1-8.3 în orice moment, inclusiv folosind aerul condiționat, că și eu l-am folosit, e cald afară, se vede 24 de grade pe bord. Bun, haideți să ne mai jucăm un pic cu viteza asta.
Mașina e dezavantajată acum și de faptul că e nouă, cu siguranță. Vedeți că are consumuri peste 10, sau mă rog, în zona de 10, 9,2, 9,3 ar fi acum. Eu am impresia că sunt la 112, nu neapărat la 102, la un 110. Dar o să mai urmăresc, parcă acum ar fi un 110. Ideea e că eu la D-Max-ul meu nu prea sunt obișnuit cu consumuri de genul ăsta. Adică eu la 130 de km pe oră, cu aerul pornit, 8%, cam așa stă. Și când văd 9 chestii de-astea la, sau 10, 10 și ceva la 130, la mine s-a stricat mașina, o duc la serviciu, n-am pățit niciodată. Da, e motorul mai mare, e motorul lăsat, e altceva. Ce îmi place în continuare la acest D-Max? Fermitatea cu care merge, are o precizie mult mai bună decât modelul pe care l-am eu, pentru că s-a modificat și direcția. Povesteam în filmările anterioare cu modelele 2017-2018 că avem o altă poziționare a mașinii. Botul aici este mai ridicat un pic și spatele mai lăsat față de a mea. A mea arată mult mai agresiv și mai, cum să zic eu, mai fioros, dacă vreți. Însă motorul mai mic, acest 1.9, a descărcat un pic puntea față. A umblat băieții la Isuzu și la direcție, producătorii, când au făcut acest nou model. Și feeling-ul, feedback-ul este mult mai bun decât la mașina mea. Mașina mea deja e antică la direcție în comparație cu majoritatea competitorilor săi. Dar modelul ăsta nu, se conduce aproape la fel de bine ca un Ranger, cu diferența că țopă e mult mai pronunțat. Deci aici Rangerul are avantajul de departe, are spatele mult mai liniștit. Însă observați acum, de exemplu, ce frumos merge, că nu țopă, nu are nicio problemă la o viteză rezonabilă. Dacă o iei cu 130-140 cu spatele gol, sare spatele fără probleme. Ce pot să vă spun? Multă lume a cumpărat Isuzu pentru că am eu sau pentru că le-am recomandat eu și majoritatea sunt foarte mulțumiți. Adică n-am întâlnit pe vreunul să mă sune să-mi spună: domne, mi-a luat unul nou și n-are putere sau nu mi-ajunge pentru ceva. Și credeți-mă, și salut pe această cale pe cei care au, se știe, Gheorghiu și alții care sunteți acum la panouri solare, pe câmp, diversi, Mihai, Marius. Deci oameni care le muncesc cu adevărat, nu din ăștia, domne, fiță, îți iei Amarok. Deci oameni care muncesc, care sunt zi și noapte pe câmp cu ele, da? Și sunt mega mulțumiți. Și oameni care au kilometri, inclusiv sute de mii de kilometri. Pe 1.9 vorbesc, deci nu, gata, 2.5 e istorie. Și oamenii sunt foarte mulțumiți, adică exact ca și mine. Ce știe omul? Deviza D-Max-ului: te urci în el, l-ai pornit, ai plecat să-ți faci treaba. Nu există că mă urc în el și n-am pornit, sau nu există că nu știu ce. Nu există așa ceva la Isuzu. Isuzu merge până la capăt. 100 de km pe oră, vedeți cum stă cu consumul. Vară și un 90. Sigur că la viteze mici, 80-70, aerodinamica nici nu mai are foarte mare relevanță și o să vedeți acolo că scade consumul. Observați ce? Cât de low fuel, gata, a rămas fără carburant. Observați cât de silențioasă este. Da, niciun fel de zgomote de la suspensie, nu sunt zgomote nici de la oglinzi. Bare de acoperiș nu avem. Eu dacă eram la 90 cu 2.5-ul meu, aveam acum, vă zic, 5.8 bate era consumul. Deci cu 2 litri mai mic decât ce vedem aici. Iar la 80 am 5.1, 5.2
Și dacă ai tupeu să mergi cu 70 pe cruise control, cu D-Max-ul 2.5 biturbo, 4.7 e consumul și atâta, deci poți să mergi 100 de kilometri, 4.7 ți arată și atât consumă. Adică eu 1000-1100 de kilometri cu un plin la D-Max, pentru mine e regulă, nici nu se discută. Dacă fac 800, s-a stricat, s-a întâmplat ceva, e ceva neregulă. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Dar vedeți că și aici el încearcă să... E clar că e motorul nou, e... Se mai lasă, mă rog, și bate și vânt. Și 80, dacă vrem. Adică ce ați văzut 3.9 ăla din aur în timp ce scădeam viteza, la mine e ceva obișnuit la 2.5. Deci eu n-am nicio problemă dacă văd 3.9. Merg mai încet cu, nu știu, cu 65 de km pe oră într-a a patra, asta mi-arată 3.8, 3.9. Și aici avem 80 și lăsăm să se așeze. E, eu aș vrea să oprească la 4.5, nu s-a oprit. Deci la 80, observați, 5. Asta nu îmi place la 1.9 ăsta, că nu văd ca la 2.5. Bine, e și automat, adică eu vorbesc, fac comparația cu al meu care e manual. Probabil că dacă eram pe o versiune manuală, la 80, 90, 100 de km pe oră am fi avut consumul mai mic. Acum și urcă un pic drumul, dar cam ăsta e de maxul. Și reacțiile, încă o dată, o să sunt la 80 și o să-i dau un kickdown. Să vedem cum răspunde mașina. N-are nici pe departe vlaga pe care o are 2.5-ul la biturbo, dar se duce, da? Și silențios. Deci asta, pentru mine asta e chestia extraordinar de plăcută, că iată, te duci la 150 de km pe oră și poți rula în condiții de confort și mașina stă foarte bine. Eu îmi știu de maxul pe de rost. Deci mașina stă foarte bine la viteză. Pentru un pick-up excepțional se conduce, că sunt mulți care zic, domnule, peste 160 eu nu merg cu pick-up, că no, de maxul merge foarte bine la viteză. Deși n-ai zice așa prima dată când mergi cu el, dar se așează la drum într-un fel absolut fantastic. Asta a fost fără kickdown, deci sunt cu pedala undeva la jumate. Mașina trage, dar pentru mine nu. Pentru mine există o singură dragoste, 2.5 la biturbo. Păcat, păcat, ce înseamnă viața, noxele, cum se spune, societatea. S-au adus motoarele adevărate, s-au terminat, gata. Acum începe serialul pick-up-uri Eco, care așteptăm pick-up-ul 1.0 EcoBoost de la Ford. Mă rog, glumesc, sper să nu vedem vreodată așa ceva. Și probabil pick-up-urile electrice, că au apărut deja pick-up-uri electrice, cel puțin așa ca idee. Tesla vrea să scoată unul, aștept să-l văd și pe ăla. Probabil că dacă mai trăiesc peste 15 ani, poate o să am și un pick-up electric. De remarcat, asta este de remarcat la noul D-Max 2019. Foarte bine antifonat față de, deci nu față de concurență, nu. Nu se compară cu Ranger, Rangerul e mai bine antifonat, nu se compară cu Amarok, Amarokul e mai bine antifonat. Aș zice că acum a ajuns undeva la un nivel aproape de Navara la antifonare și cu un nivel foarte bun de zgomot, deci un nivel scăzut de zgomot la rulare. Dacă rulezi constant, foarte silențios este. Însă în accelerare este sub majoritatea competitorilor de ultimă generație. Vorbim de mașini apărute în ultimii 2 ani, să zicem, da. Și un 0-100 cu D-Max cu rezervorul gol.
remarcabil cum s-a îmbunătățit antifonarea, însă ați văzut la plecarea de pe loc, la plecarea inițială, că zgomotul brutal al motorului diesel se aude. Și cel mai rău se aude când e motorul rece. Deci când e motorul rece și îl pornești, nu-ți place. Mie nu-mi place, adică nu m-a plătit Isusul să spun că îmi place sau ceva, și dacă mă plătea, nu spuneam că nu s-a născut încă banul care să mă cumpere pe mine. Dar ca idee, uitați-vă acum în rulare liberă, nu se aude nimic. Deci cred că e mai silențios decât Sportage-ul pe care l-am, altă mașină deosebită. La rulare liberă te uluiește cât de bine le-a ieșit. Și iată și plecări de pe loc, sau mă rog, o plecare de pe loc mai normală, ca să vedeți cam ce înseamnă acest lucru. În accelerare motorul se aude. Și se aude tare. Însă, în momentul în care rulezi constant, uitați-vă. Acum se mai aud zgomotele de vânt. În rest, motorul aproape că nu mai e sesizabil. Sper că se aude vântul afară, să nu credeți că vă păcălesc. Asta e ghinionul lor la Isuzu. De câte ori am avut un Isuzu, a bătut vântul înfiorător afară. Ieri era absolut calm și mă și gândeam, hai că mâine filmăm, în sfârșit vede lumea cum consumă Isuzu. N-am avut noroc, deci dar e vânt așa, cum să vă zic, 60 de km pe oră, 80, chestii de astea, te dă jos când rulezi. Hai să vă zic acum povestea acestui D-Max, dacă merită sau nu cumpărat. Eu zic că dacă e așa cum se aude, că varianta nouă din 2020 va veni cu AdBlue, s-ar putea să fie o oportunitate să mai prindeți un pickup fără AdBlue. Ceea ce sigur, la un moment dat când treaba asta cu AdBlue se va generaliza, nu o să o mai considerăm ca... E ca și filtrul de particule și ca alte nebunii care sunt antipoluare. Însă pentru adevăratul utilizator de pickup, eu am avut și 2.5-ul Nebi Turbo, deci modelul 2009 de Max, care avea catalizator, atât. Euro 4 și catalizator. Simplu, intercoolerul era sus pe motor, cu gura aia își lua aerul pentru intercooler din capotă. Mașină. Adică ăla era pick-up-ul ăla cu care s-a pierdut, gata. Au apărut pe urmă DPF-uri, tralala, diluții, prostii, știți, la toți, nu numai la Isuzu, peste tot sunt aceleași chestiuni. Regenerarea DPF-ului înseamnă că se insinuează motorină și contaminează la un moment dat uleiul, și probabil că schimbările de ulei pentru o viață lungă a motorului trebuie să fie mai dese. Deci mizerii, ca așa le numesc eu pe astea. Adică pick-up-urile din ziua de azi, și ne-am întors la motorizări de astea gen 1.9 la Isuzu, încă mai e ce mai e, dar să vedem ce or să facă alții. De asta spun, s-ar putea ca încă, nu știu cât, probabil 7-8 luni, 9 luni până când se va da drumul noului model D-Max, să fie o sfârâială să cumpărați un D-Max fără AdBlue. Adică fără complicații în plus, fără complicații inutile. Mașina rămâne în continuare în zona utilitariană, chiar și în această versiune mai bine echipată. Nu este un competitor real pe partea de entertainment, confort la rulare pentru grei segmentului. Și când spun grei segmentului, spun cei care au pus accent mai mult pe
aceste lucruri, confort, infotainment, opțiuni, eu știu, cum îmi place, briz-brizuri, da? Din păcate, acei competitori de care vorbim pierd net în fața D-Max-ului la fiabilitate și vorbesc la fiabilitatea generală, nu doar motor-cutie. D-Max-urile, adică eu pot să spun că mai întreb la Isuzu la service, domne, ce probleme ați mai avut, ce s-a mai întâmplat, domne? Și a venit unul cu o sondă de carburant care nu a mai funcționat. Păi astea nu sunt probleme la un pick-up. Probleme la un pick-up sunt, le știți, să scadă turbine, să scadă cutia automată, să scadă motorul, să scadă tracțiunea integrală. Așa ceva nu s-a auzit la Isus. Diferențiale sau chestia astea. Numai în cazuri de utilizare neconformă sau, mai știu, ai venit cu trei roți într-un fel și una într-un fel, sigur că se toacă diferențialele și se întâmplă lucruri. Dar altfel la Isus nu există așa. Deci la Isuzu, când te duci la service, se schimbă uleiurile, ți-o șterge de praf și îți vezi de treaba ta. Asta e experiența mea după, deci am Isuzu din 2009, da? După 10 ani. 10 ani de Isuzu pentru mine, am schimbat la unul din ele o rezistență termică, scumpă era la Isuzu, 100 de euro, dar eu am luat-o de pe eBay cu 9 euro, asta a fost, așa a fost să fie. Am zis, de ce să o iau de la ei, dacă e 100 de euro, o iau de pe eBay. Am luat-o și a funcționat. Și la celălalt, ăsta pe care l-am acum, deocamdată, după 6 ani, am plăcuțe de frână originale pe el. Am schimbat un stop pe spate pe care l-am spart eu și o bară față pe care am spart-o eu. În rest, apă, paie și bătaie, filtre, ulei, ca la orice mașină. Dar, repet, plăcuțele de frână originale, după 6 ani și 55.000 de kilometri. La fel e și unul nou ăsta. Nu greșești cu el. Deci l-ai luat, n-ai treabă. Mergi cu el și îți vezi de treabă. Tracțiunea integrală e sănătoasă. Interiorul e foarte bun. Scaunele, că vorbeam de confort, scaunele din Isuzu, nu aș vrea să exagerez acum, dar sunt printre cele mai confortabile din zona de pick-up. Locurile din spate, la fel, sunt printre cele mai confortabile din zona de pick-up. Am avut oameni care s-au urcat de la Mercedes, deci repet, reprezentanți Mercedes, care s-au urcat din Mercedes-Benz X-Class în Isuzu și au rămas cu gura căscată. Deci au zis, așa ceva nu există. Ce spațiu, ce confort, cum merge. Și mergeam pe pietre, pe bolovani, pe o nebunie, da? Nu cu ăsta, cu un alt model, tot automat era. Sau unul din ei de la Mercedes a zis, nu mă mai dau jos, că mă rupe în X-Class, deci mă doare spate, eu stau aici în ăsta, ăsta merge bine pe pietre. Înțelegeți? Ăsta e Isuzu. Isuzu e pentru oamenii care fac treabă, care muncesc. Nu pentru cine vrea vrăjeală să-și ducă jet ski-ul la Mamaia, să-și ia Amarok, să-și ia alte pick-up-uri. Pentru cel care vrea liniște, costuri de service scăzute, vrea să se trezească la minus 30 de grade, să se urce mașină, să apese pe buton și mașina să pornească, asta e mașina care trebuie. Restul, da sau nu, depinde cum le nimerești. Dar la Isuzu un lucru e cert, fiabilitatea e pe primul plan. De aceea, eu am avut discuții inclusiv cu oficialii Isuzu, inclusiv cu directorul, cu șeful mare pe Europa de la Isuzu Europa, care și-a notat. Când i-am spus că am două Isuzu și că vreau pe al treilea, aș nota, a scos carnețelul și scria în carnețel ce îi spuneam. Ce nu-mi place, ce nu-mi convine, ce... și a scos carnețelul și a zis, moment, și a luat, a început să scrie. Era japonez, așa ca să înțelegeți. A început să scrie și a notat toată seara asta numai cu mine și a notat. Nu spun acum că o parte din ce și-a notat la vremea respectivă cu mulțumiri s-au regăsit pe modelele, mă rog, nu vreau să mă laud, dar am influențat un pic cu părerile mele și sper să influențez și în continuare. Dar, de exemplu, treaba cu zgomotul motorului, că lumea spune, domne, când pornești motorul are zgomot mare. De unde vine? Vine din injecția tipică Isuzu. Ei au, deci motoarele Isuzu au niște injectoare specifice care sunt zgomotoase, dar și cum mai sunt? Fiabile. Ia să-mi spună, mea să ridică, cum era vorba, ca la școală, să ridice două degete cine a avut un Isuzu 200.000 de kilometri și a schimbat injectoarele aia.
Și o să fie, unul tăi și da, dom'le, eu la un moment dat mi-a căzut un injector. L-am schimbat, s-a împerecheat acolo și a mers. Mai mult, altceva, toată lumea dă de numeri. Mai o curea de accesorii, mai nu știu ce, da, se schimbă. Eu, de exemplu, n-am schimbat. Scârțe și la mine cureaua, o să o schimb după 6 ani. Dar atât, în rest, îl șterg de praf. Puneți mâna și documentați-vă înainte să vă cumpărați un pick-up, pentru că știu mulți, îi cunosc și salut și pe ei pe această cale, pe cei care nu m-au ascultat când și-au cumpărat un pick-up. Și au zis, lasă că noi ne luăm Ranger sau noi ne luăm Toyota, că știm noi, noi suntem mai deștepți, lasă tu cu Isus. Și pe urmă, după ce ani au trecut, m-au sunat și au zis, hai să-ți spunem noi realitatea. Și începe și spune ce a schimbat, ce a pățit, ce probleme a avut, cum era costul de service, cum i-a omorât, cum abia așteaptă să vândă mașina și așa mai departe. Și îmi spun ce dreptate ai avut dacă te ascultam. Da? Documentați-vă și dacă sunteți în căutarea unui pick-up, treceți și pe la Isusul. Țineți minte ce conduce Robert Adam, ce pick-up are Robert Adam. Nu știu cine e Robert Adam ăsta, dar eu dacă aș fi un om de pe stradă și aș vrea un pick-up, eu m-aș uita la ce conduce Robert Adam și aș ține cont de ce spune Robert Adam, că Robert Adam are 10 ani în care călărește un pick-up și îl muncește pe lângă toate mașinile pe care le vedeți voi filmate aici. Și pentru mine Isuzu, dincolo de Kia și dincolo de orice altă mașină pe care am condus-o, probabil că Isuzu rămâne marea mea dragoste, rămâne mașina în care, așa cum am spus, mă urc, plec și îmi fac treaba. Niciodată n-am avut emoția că mă urc în mașină și nu pornește. Și am avut și au fost că n-a pornit. Am pățit la ce a pățit, că trebuie să vă povestesc și pe asta. Că într-o dimineață m-am urcat în el, n-am butonat cheie, am dat la cheie și n-a pornit. Făceau ceasurile în ea, balamu. Ce s-a întâmplat? S-a stricat bateria. Avea 2 ani și vreo 8 luni mașina și bateria, o celulă din baterie s-a dus. Am chemat un taximetrist, mi-a dat o pornire și am plecat și am cumpărat altă baterie. Atât. Și în rest mașina merge. Deci asta apropo de consumul, îl vedeți acum, suntem și cu aerul condiționat. Consumul e undeva la un 8,2, că am mers eu mai încet așa. Eu zic că în varianta cu overfenderele astea pe el și utilată și dacă ai piciorul greu, luați în calcul un 8,5-9 real pentru varianta cu cutie automată. Dacă mergeți la economie, eu vă spun că am mers numai cu ăsta și cu altele, le-am încercat, pentru că eu dacă vreau să-mi iau în continuare Isus, înseamnă că știu de ce vreau să-mi iau. 8,1 e consumul. Deci nu vă așteptați că veți lua un 1.9 AT6 premium și va merge cu 6,8%, că nu se va întâmpla. Poate doar în anumite situații particulare, gen între localități, condus frumos cu 80-90, cruise control și așa mai departe, fără aer, chestii de gen. Altfel, consumul real al acestui D-Max în configurația asta este ușor peste 8,1. Asta este realitatea lui. Vă asumați, nu o să consume 11 niciodată, că nu vrea, dar 8 și ceva, asta face. Și acum, ca un necredincios ce sunt, să dea Dumnezeu la anul, în 2020, să-i dau, nu o cheie, să apăs pe buton viitorului D-Max, pentru că eu rămân în continuare fidel fiabilității și vă reamintesc deviza celor de la Isuzu legată de D-Max-ul lor. Ei nu vând un pick-up, ei vând cel mai mic camion al lor, Isuzu D-Max.